Salut, sunt Claus. Am văzut că vă place joaca mea. Așa că azi vă propun un nou scenariu. De data asta, inspirat din viața reală, am ieșit la pescuit. Am trecut apa pe o insuliță, în mijlocul apei. Nu am la mine decât ustensile de pescuit și bicicleta. Cei din Lugoj știu ce vorbesc. Am rămas peste noapte la pescuit. Am adormit. Între timp, apa a crescut foarte mult. Pe unde am trecut eu, unde era apa până la brâu, acum e peste mine. Și în timp cât vă vorbesc, deja am pus un semn. Deja a crescut 10 cm, semn că va veni o viitură mai mare. E o situație cam la limită. Nu am la mine, cum v-am spus, decât ustensile de pescuit și bicicleta. Ce aș putea face în situația asta? Aș putea să risc să intru în apă și să trec pe mal. Din păcate, nu știu să not, iar unde era până la brâu, acum e peste mine. Aș putea aștepta să vină cineva să mă salveze, dar din păcate nu prea sunt pom pe aici și să mă urc într-un pom. Iar dacă stai să după altcineva, risc să nu vină nimeni și risc să ajung într-o situație și mai grea. Ar mai fi o situație în care m-aș putea apuca să tai niște bambus și să-mi fac o plută. Cam asta vine acum în minte. Vă las un pic să vă gândiți, alegeți o variantă și între timp eu mă apuc de lucru ca să vă arăt varianta mea. Între timp cât eu mă pregătesc aici, vreau să mulțumesc tuturor celor care urmăresc canalul de pe YouTube. Vreau să mulțumesc și celor noi sosiți. Din păcate, dacă s-au gândit că vor găsi aici un Bear Grylls sau măcar un Rambo care se luptă cu talibanii, nu vor găsi decât un om normal care vrea să arate ceva și vrea să facă ceva pentru a arăta cum poți să ieși din anumite situații. Nu am inventat eu coada la prună, ca să zic așa. Multe le-am văzut și eu și le-am căutat și vreau să vi le arăt și dumneavoastră. Din păcate, pentru cei care s-au gândit că vor găsi astfel de filmulețe, nu prea au nicio legătură nici cu meseria mea. Deși, sincer să fiu, aici am învățat să dăruiesc o ultimă gură de apă cuiva care are nevoie mai multă ca mine. Aici am învățat să împart o conservă și o bucată de pâine pe care le-am cărat într-un marș 20 de kilometri și credeți-mă că la fiecare pas la un moment dat se adaugă câte un gram la greutatea rucsacului. Aici am învățat chiar să mă și bucur când cineva mă întinde o bucată de ciocolată, eu rup o bucățică și o dau mai departe la ceilalți camarazi. Tocmai din această cauză, fiindcă aici am învățat să împart, vreau să împart și cu dumneavoastră din ce am citit și din experiența pe care am acumulat-o în anii ăștia. Sunt aproape gata cu pregătirea. Dacă ați ales oricare din variante, din punctul meu de vedere, toate sunt greșite și am să vă zic de ce. Suntem în România, cum am zis, să-mi tai un bambus, chiar dacă exista în România, nu aveam cu ce, fiindcă, cum v-am spus, doar bicicletă am și trusele de pescuit. Să rămân, să aștept să mă salveze cineva, iar nu este o opțiune pentru că ar putea trece foarte mult timp și
Să mă arunc în apă iar nu este o opțiune pentru că nu știu să not și apa e foarte puternică și risc să n-ajung până pe malul ălalt. Dar merg cu bicicleta. Bicicleta are roți, dacă are roți înseamnă că are și aceste camere. Le-am demontat repede și din camere o să-mi fac o vestă de salvare, ca să-i spun așa. Le trag de pe un picior pe altul și ceva de genul ăsta va fi. N-am încercat până acum, dar o să încerc și să vedem, o să vă arăt și dumneavoastră cum funcționează. Funcționează. Pot să trec? Ați văzut că funcționează. Cu puțină imaginație bicicleta cu care ați venit vă poate salva viața. Important în aceste situații este să nu intrați în panică decât să acționați în grabă și să luați o decizie greșită, mai bine așteptați 5 minute, vă uitați în jur, vedeți ce aveți la îndemână și cu puțină imaginație puteți trece cu bine peste toate situațiile. Asta am vrut să vă zic. Am ajuns undeva. Mai este o metodă de a face o vestă de salvare din materiale care le ai pe tine, dar asta o să vă arăt altă dată. Asta am vrut să vă arăt, v-am arătat. Nu vă doresc decât ieșiri cât mai multe. Respectați natura și ea vă oferă multe. Doamne ajute și zile cât mai însorite și ieșiri cât mai multe. Mi-am pus haine la uscat și când am vrut să văd să storc bocanci, mi-am adus aminte de ceva. Dacă priviți atent, aici avem acele startere care v-am spus. Se pot pune foarte bine lângă limba de la bocanc, nu vă încurcă cu nimic. Iar la bocancul acesta, tot aici, am la fel chibritele. Deci dacă ar fi fost o situație reală, puteam imediat să strâng niște crenguțe și să aprind un foc. Mai este o șmecherie, tot la bocanci, dar la fel asta am să o arăt altă dată.